Și bună seara tuturor! Sper că se aude foarte bine. Vă spun un bun venit tuturor, celor care sunteți acum live cu mine. Suntem aproape 200 live. La un subiect care mai degrabă pentru unii este un subiect de distracție. Pentru că săptămâna trecută, săptămâna asta... Am primit diverse clipuri de la o biserică firmate într-o biserică din București, se cheamă Biserica Răul Vieții, unii au zis că e Biserica Răul Vieții, având în vedere ce se spune pe acolo. Păstor, dacă am putea să-l numim în felul ăsta, cred eu impropriu, păstor este Răzvan Mihailescu, predicator mai puțin din punctul meu de vedere, cel puțin din ceea ce am văzut eu, unele persoane s-au întrebat, doamne, că n ai avut timp să asculti atâtea lucruri? Uh, că am postat foarte... Uh, nu, am postat câteva clipuri foarte scurte, dar eu nu le-am analizat, nici nu m-am uitat la ele, mi-au fost trimise clipurile de către cineva sau mi s-a dat minutul, ora și secunda și m-am uitat acolo, m-am uitat mai mult în context să văd despre ce este vorba și m-am înfiorat, deci m-am înfiorat... Uh, cu greu îmi vine să cred că în România este o biserică în care se spun asemenea enormități, o biserică în care se duc oameni. Deci oameni care zic aleluia, da, ho, ho, de acord, ne place, vrem să vinim și data viitoare să ascultăm exact aceleași lucruri. Aproape că nu-ți vine să crezi că sunt oameni care chiar cred lucrurile alea. Deci motivul pentru care eu fac apologia asta este pentru că sunt speriat de faptul că unii oameni chiar cred lucrurile alea. Și mă întreb dacă nu cumva poate și printre cei care mă ascultă pe mine or fi unii oameni care cred lucrurile acestea. Așa că, dragii mei, sper că ați nimerit în locul care trebuie. Probabil că ați observat că în ultimii ani de zile sau prima parte a vieții acestui canal de YouTube Apologia Reformat a fost marcat de foarte multe apologii. Luam anumite clipuri, articole, predici de la anumite persoane, predicatori, păstori din România și le analizam. În ultimii doi ani de zile m-am refocalizat, am zis domnule hai să fiu mai îngăduitor, mai permisiv, uh, cu oamenii aceștia se fac multe greșeli. Uh, am fost foarte puține corecții din partea celor pe care i-am analizat, dar dar, cu unele persoane uh, din cele pe care le-am analizat am relații strânse, uh, discutăm, avem părtășie predic în bisericile dumnealor, ceea ce este extraordinar. Mi se pare un semn de maturitate extraordinară. ca un om pe care l-am analizat, după ce ascult, ascultat clipul în care l-am analizat și chipurile zic unii, l-am judecat și l-am executat public, omul se zice că mai am avut ceva de învățat din ceea ce ai spus tu acolo, uite vreau să te invit la biserica pe care eu o păstoresc ca să slujești aici. Mi se pare un semn de maturitate extraordinar, extraordinar. Dar ceea ce vom vedea în seara asta și vom asculta, iasă din registru normalității. Și spun lucrul ăsta de la bun început. Deci dacă vrei să ascultați ceva care intră în sfera normalului, n-ați găsit locul potrivit și nici nu veți asculta în seara asta. Deci vom asculta niște lucruri care iasă total din sfera, din sfera normalului. Niște lucruri... Cineva după ce a văzut clipurile astea, a zis, domnule, cred că e regizat, nu are cum să fie adevărat. Și am căutat clipurile, linkurile în care oamenii spun lucrurile astea într-o slujbă publică. Bun, hai să vedem despre ce e vorba ca să nu mai lungim foarte mult zama, da? Uite, o să mă fac pe mine mai micuț aici. Ești chiar așa de micuț, dar mai micuț. Și o să punem un clip cu care să începem. Hai să ne gândim cu care începem. Începem cu cel despre vaccin. Numele lui Iisus, oprim, 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 vaccinarea înainte să se vaccineze frații de-ai noștri. Se tabarata se pe la badabur. Seicheta Spunea cineva pe internet. Uh, cred că se aude ce spune pastorul Răzvan Mihailescu. Oprim vaccinarea. Oprim vaccinarea. Cu, cum opresc ei vaccinarea? Uh, dacă nu sunteți în temă, uh, la ce se referă Răzvan Mihailescu? este la proclamație, rema, rostirea cuvântului de viață prin care oamenii aceștia aduc în existență ceea ce rostesc. Poate n-ați auzit de teologia asta, o auziți acum. Se cheamă Word of Faith Movement. Da? Adică vizualizezi lucru pe care îl dorești, îl proclami și îl aduci în existență. Astfel, ascultați, Răzvan Mihailescu oprește în slujba, nu mai știu, din 6, să nu mai știu exact, nu vreau să greșesc, ianuarie oprește vaccinarea. Bun. Deci, de când a oprit Răzvan Mihailescu vaccinarea, nimeni nu se mai vaccinează în România. Ne referim la creștini, dacă el se roagă pentru frați. Da? Nimeni nu se mai vaccinează. Uh. Bun. Hai să ascultăm în continuare. Mai sunt fratele tău dacă mă vaccinez? O întrebare retorică. Pe dacă părăsești rasa umană, mai ești? Hmm? Auziți? Deci un frate că îl întreabă dacă, mă vaccinez sunt fratele tău și el zice dacă părăsești rasa umană. A, dacă nu ați văzut apologia pe care am făcut-o acelei... Nu vreau să jignesc, cum să zic. Spun doar atât, acelei aiureli debitate de pastorul Lazar Go, vă invit să vă duceți să o ascultați. Da? Pastorul Lazar Gog zice într-o Incursiune a dumnealui: că s-au luat, luat ADN de la uriașii care au trăit pe vremea lui Noie, și ADN-ul ăla a fost pus în vaccinul ă, acesta pentru COVID. Și toți cei care vor fi injectați cu vaccinul acesta vor deveni uriași, urieși, scuzați-mă. Urieși vor deveni. Da? Urieși. Deci tu ți o făcut vaccinul, bzang, a doua zi dimineața e 7 metri, 6 metri, 3 metri, nu știm. Da? Deci pur și simplu trebuie să-ți vinzi casa, mașina, trebuie să te muți undeva în pădure, ești uriaș. Ești uriaș și el zice ești uriaș, ești demonizat, da? nu mai ești om, ești jumătate om, jumătate demon și nu mai poți să fii mântuit. Da? Dacă ai fost mântuit, ce s-a întâmplat? Ți-ai pierdut probabil mântuirea, da? pentru că ești imposibil de mântuit. Da? Ei, Răzvan Mihailescu a luat 100% ce a spus profetul Lazar și acum a dat public în adunarea dumnealui. Adunare, dacă o putem numi așa. A la latitudinea dumneavoastră să vă pronunțați în funcție de ce știți din Sfânta Scriptură dacă o asemenea adunare se poate numi adunarea Domnului Isus. Bun, ascultăm. Că devii mutanți. Unii spun că nu, vaccinul ăsta nu e, ăsta e bun. N-are nare prea multe, nare are Dar toți cei care au citit... De pe instrucțiunile, de pe, de pe toate alea, de toți cei care au citit astea, Alea? Spun, da. Trag toate semnalele de alarmă din, din, din lume. O tras toate semnalele din lume. Și-mi doresc din toată inima, dacă s-a vaccinat cineva, să nu fie... Semnul fiare acolo să mai poată să fie reversibil. Prea mult zic că e irreversibil mutația genetică. Da. Deci se merge pe aceeași conspirație că este vorba despre mutație genetică. Haideți să facem uh, câteva uh, observații, zic eu, de bun simț. Și anume, uh, sunt păstorii experți în vaccinuri? Dacă nu, uh, eu nu zic că păstorii spre deosebire de ceilalți creștini, n-ar trebui să se pronunțe în privința asta. Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu spun lucrul ăsta. Eu spun că păstorii, înainte de a se pronunța pe subiectul acesta, ar trebui să-l studieze. Sunt păstorii experți și au studii în genetică umană? Au studiat despre adn uman? Cum funcționează? Au aflat că se poate lua adn unor oameni care au trăit acum 5.000 de ani, de exemplu? Și se poate combina cu ADN-ul uman și devii urieș? Da? s demonizat? Dacă nu, fie ar trebui să se intereseze, fie ar trebui să tacă din gură. Și asta îmi spun și mie. Citesc despre subiectele acestea, mă informez din surse credibile, mă informez de la creștini care sunt experți în vaccinuri, experți în genetică, experți în studii pe ADN și așa mai departe și învăț de la ei, pentru că eu nu sunt un expert, da? Și apreciez pe toți oamenii aceștia care vin cu datele, le prezintă înaintea noastră și ne pun să judecăm. Și ne arată care sunt problemele etice, de exemplu, ale unor vaccinuri care vin, au proveniență din surse nefericite, ca să zic așa. Deci sunt oameni sinceri care ne spun exact cum stă treaba, da? Deci avem creștini competenți în domeniile acestea pe care trebuie să-i întrebăm. Da? Deci dacă vrei să afli ceva despre ADN sau despre genetică, nu vii la Andrei Cruitoru. Dar cu atât mai puțin nu te dui la Răzvan Mihailescu. Eu dacă aș vrea să spun ceva despre ADN sau despre genetică sau despre vaccinuri, m-aș duce și mai informat de la cei care lucrează în domeniul acesta, care sunt experți în domeniul acesta, care pot să comunice într-un mod în care eu să-l înțeleg și eu să iau informația aceea complicată și să vă aduc vouă. Și probabil că voi face asta. Da? Ăsta mi se pare cursul normal al lucrurilor. Deci nu sunt de acord nici cu aceia care spun popii, păstorii, predicatorii să nu-și dea ei cu părerea despre vaccin. De ce să nu-și dea cu părerea? Sunt și ei oameni și dacă vrei să-mi faci un vaccin trebuie să știu ce cu el. Dar nu sunt de acord nici cu cei care își dau cu părerea fără să știe despre ce vorbesc și și-au luat ideile despre vaccin din conspirații pe care le-au inventat unii pe internet. Înțelegeți? Mai este o chestiune aici legată, de fapt, haideți să mai ascultăm o secțiune din această, această, nu știu, predică, nu îi spunem predică, această vorbire. Îmi doresc, dar, deci, dar până la urmă, când am devenit atât de slabi? Slab la ce? La minte? La trup? La ce slabi? Slabi. Noi trebuie să depășim nivelul de credință și de slavă manifestat în Biserica Primară. Iar ei erau întrebați, simplu, trebuie să de Hristos? Nu, la lei sau... Păi noi suntem peste! Trebuie neapărat să fim peste, pentru că slava casei a doua e mai mare decât a celei din tâi. De când ne e frică de, de un virus care are... Deci, când am ascultat secțiunea asta, este motivul pentru care am lăsat-o, a rămas blocat. Deci eu sunt deasupra lui Nicolae Steinhardt, care a fost persecutat în timpul comunismului, în închisorile comuniste? Eu sunt deasupra lui Nicolae Moldoveanu, care a ieșit, a ieșit cu câteva sute de cântări absolut superbe din închisorile comuniste? Eu sunt deasupra creștinilor care au fost în închisorile comuniste cărora li s-a dat cina Domnului cu fecale și cu urină de la preoți și au pus să ceară binecuvântarea peste fecale ca o bajocor la adresa cinei Domnului, eu sunt deasupra lor? Eu sunt deasupra creștinilor care au aruncat, au fost aruncați la fiare în secolul I? Eu sunt deasupra mamelor și femeilor însărcinate care au intrat cu prunci în arenele romane și au fost sfâșiați de lei? Eu sunt deasupra la femeile alea? Nu, nu sunt. Credința mea este deasupra lor? Nu este. Viața mea este deasupra lor. Nu, nu este. Dragii mei, este o jocoră la adresa sfinților, la adresa strămoșilor, la adresa patriarhilor bisericii, la adresa, mă refer la patriarhi în credință, da? nu la patriarhi din denominații creștine. Este o bat jocor la adresa acestor oameni să spun noi suntem deasupra lor doi. noi suntem deasupra la ăștia care au uh, fost aruncați la fiare, la lei și așa, nu, no, noi suntem deasupra domnului, zice că slava casei de-a doua e mai mare decât slava casei din tâi evrei se referă acolo la slava casei lui Dumnezeu, a bisericii care este mai mare decât slava casei din tâi adică a templului, nu că noi suntem deasupra noi suntem deasupra bisericii primare aproape că nu ține să crezi că oamenii ăștia cred lucrurile astea. De ei le cred. Ei le predică. Și le predică pe fond muzical, dacă poți numește la fond muzical. Da? Băiatul ăla ce inspirat este la clape acolo. Să simte elementul lui, da? când aude ce enormități rostește pastorul. Ia să vedem ce zice mai departe. Calitate comparabilă cu orice fel de gripă. Și de ce trebuie să ne vaccinăm cu astfel de mutații și de mutanți și de agenți mutageni? De deci mutații, mutanți și agenți mutageni sunt același lucru. Eu cred că dumnealui a luat toată area semantică ca unui termen care începe cu mutan. Așa și a spus tot ce a venit atunci în minte. Da? Și ce că ne vaccinăm cu mutanți, cu agenți mutageni, devenim niște mutanți. Vreți să deveniți mutanți? Nu, păi nu vă vaccinați. De ce Presupunând că brusc au renunțat la metoda de control. Citiți ce se întâmplă în China. Numele lui... Shuk. Da. Asia genetică. Uh, cam asta este. Dragii mei, mi se pare absolut înfiorător ce auzim. Absolut înfiorător. Este adevărat. Legat de vaccin, de exemplu. Că sunt oameni care au interese financiare. Sunt niște oameni care vor face bani datorită vaccinurilor. Dar au făcut bani oameni... De la toate vaccinurile. Pentru că cineva va produce vaccinul ăla. Înțelegeți? Nu înseamnă neapărat. Eu nu zic că vaccinul ăsta e bun. Sigur, nu te demonizează și nu te transformă într-un mutant. Asta să fie foarte clar. Nu zic că vaccinul ăsta e bun. Ce vreau să spun eu este că oamenii vorbesc fără să știe despre ce vorbesc și vreau să spun că, deși sunt oameni care au interese financiare, nu înseamnă neapărat că vaccinul este rău. Este adevărat că sunt oameni care au interese financiare. Este adevărat că sunt în lumea asta oameni care au dorința de control. Dar păstorii nu au dorința de control, unii dintre ei. Lucrurile astea sunt adevărate. Este adevărat că există probleme morale în fabricarea unor vaccinuri. Se știe că unele vaccinuri uh, conțin celule care au fost înmulțite din celule care au fost luate cu 50 sau 60 de ani din, din niște fetuși avorța, avortați. Deci acum 60 de ani a, a fost avortat un fetus, sau la niște celule și s-a creat, așa se cheamă, s-a creat o linie da, de celule. Și linia aceasta, din linia asta de celule, după 50-60 de ani de-a cursul timpului, s-au luat din celulele acestea, din linia aceasta, nu din celulele fetusului de atunci, da, s-au luat din linia care a rezultat din celulele inițiale și s-au făcut anumite vaccinuri. Acum, când ție ți se administrează un vaccin, ție nu ți se ia din un vaccin care conține celule luate dintr-un fetus avortat. Trebuie înțeles foarte bine lucrul ăsta. Eu nu zic că e bine. Eu nu zic că e moral. Eu cred că este un act complet imoral ce s-a făcut acolo. Mai ales că se spune că într-un anumit caz s-a luat de la o femeie fără voia ei, fără știrea ei, da, fără acordul ei. Deci este total imoral ce s-a făcut. Dar de aici până la spune că acum noi suntem uh, vaccinați uh, cu vaccinuri care conțin. Celule direct din fetus avortat este o aberație, este un nonsens, nu este adevărat. Nimeni nu știe lucrul ăsta. Nu este adevărat, nu există așa ceva, da? Și vorbim asta despre experți, despre medici creștini pe care i-am consultat, care mi-au spus, domnule, nu există așa ceva. Ce este adevărat este ce v-am spus mai înainte cu privire la proveniența uh, primară, da? A unor celule care au dus la această linie. Bun. Uh, ideea asta de a proclama ca să oprești vaccinarea, este o idee demonică. Noi nu suntem Dumnezei, dragii mei. Noi nu suntem Dumnezei. Noi suntem oameni care se putem proclama și aduce în ființă. Eu nu pot să stau aici pe scaunul ăsta și zic proclam ca toți care mă ascultați acum să orice. Nu, asta e o aberație, e un nonsens, e o prostie. Da? Și dacă cineva ajunge să creeze o religie, o sectă din asta, din oameni care ei proclamă și vom vedea imediat că la biserica asta, asta se întâmplă, atunci acolo este o lucrare demonică isul de demonică. Dacă mă întrebați pe mine, sunt oameni la rău vieții mântuiți? Probabil. Sunt oameni la rău vieții bine intenționați? Probabil. Sunt, oameni mulți, sunt mulți oameni bine intenționați care se duc în iad. Sunt mulți oameni bine intenționați care se rătăciți. Sunt mulți oameni bine intenționați care se înșeală. Și noi am fost de multe ori bine intenționați și ne-am înșelat. Am fost bine intenționați că ne-am spus prostii. Noi am fost bine intenționați, am fost sinceri, dar am fost sinceri în prostia noastră. Am fost sinceri în rătăcirea și în înșelarea noastră. Deci a fi sincer nu înseamnă că ai dreptate. A fi sincer nu este egal cu a avea dreptate. Deci eu nu zic că nu sunt oameni sinceri acolo. Oameni bine intenționați. Dar cred că sunt oameni înșelați. Teologia asta a vizualizării și a, apoi a vocalizării, a proclamării pentru a aduce în existență un anumit lucru este o teologie eretică. Nu este o teologie creștină. Nu este o teologie creștină. A lăudat pe Dumnezeu a proclama cuvântul lui Dumnezeu, a vesti promisiunile lui Dumnezeu, este un lucru biblic, dar ce face omul acesta cu proclamație pentru a opri tot felul de lucruri prin universul ăsta este un nonsens total. Și ați auzit că a pomenit de semnul fiare. Sper, sper să nu fi luat semnul fiare. Știți care e problema cu semnul fiare? Și a fost un motiv pentru care pe canalul ăsta de YouTube nu găsiți interpretări escatologice ale Apocalipsei. Uh, am plecat până la Apocalipsa capitolul 12 și am pus playlist-ul pe privat, vă spun sincer, Pentru că nu vreau să fac parte din uh, euforia asta, nu este euforie, este o isterie. Este o isterie, nu vreau să fac parte din valul acesta isteric care s-a creat în timpul pandemiei și care ne face foarte multă rușine nouă credincioșilor. Uh, semnul fiare mereu a fost altceva. Semnul fiare a fost cardul. Zice, el citea invers, card, e drac, e clar, semnul fiare. Semnul fiare a fost pașaportul biometric. Semnul fiare a fost nu știu ce fel de tehnologie. Acum, semnul fiare e nanotehnologia sau e vaccinul sau e... Semnul fiare de-a lungul timpului a fost tot felul de lucruri. Dragii mei, este o problemă. Sfânta Scriptură nu este, nu poate fi interpretată ca un elastic. O lungești și încape și ba înseamnă dată ceva, o mai lungești puțin înseamnă altceva, o mai lungești. Poate să însemnă orice. Aia nu e o interpretare biblică, aia nu e o interpretare Sfintei Scripturi. Aia sunt părerile tale e, ideile tale, imaginația ta care de multe ori poate să fie bolnavă aruncat asupra Scripturii. Sunt prejudecățile tale puse în cuvântul lui Dumnezeu. Aia nu e citirea Sfintei Scripturii. Mă duc prin Scripturii citeți de la Apocalipsa 666. Clar domnule vaccinul. Clar. Ce să mai clar vaccinul. De unde ai tras concluzia asta? De unde ai tras concluzia asta? Nu există nici un temei biblic pentru asemenea idei. Nici un temei biblic. Nici un temei biblic. Și eu cred că efectele, două efecte absolut dezastruoase absolut dezastruoase. Are acestui tip de retorică conspiraționistă, manipulatorie, care duce la isterie și la, la frică și la îngrijorare și la teroare, și, uh, cred că două efecte absolut dezastruoase sunt acestea. Unu, că ne decredibilizăm înaintea oamenilor. În loc să fim gata, când oamenii se îngrijorează, când oamenii își pierd locurile de muncă, când rămân mame fără mâncare, fiindcă și-au pierdut locurile de muncă, sau uh, cine știe ce lucruri se întâmplă, se întâmplă tot felul de lucruri în perioada aceasta, în loc să fim creștini care suntem aproape de oamenii aceștia, să-i ajutăm, să-i încurajăm, să-i mângâiem, să-i întărim, să-i sprijinim, să fim aproape de ei cu Evanghelia Domnului Isus Hristos, în loc să-l vestim pe Hristos, noi vorbim de anticrist de chip, de vaccin, de conspirații, și de tot felul de lucruri. Asta este tragedia ne decredibilizăm. Eu nu știu, dragii mei, după ce se va face vaccinul acesta și probabil se va dovedi că nu este atât de dezastruos pe cât au spus unii, eu nu știu cum creștinii își vor spăla obrazul. Dar nu mi de creștini obișnuiți, ci mi-e de păstorii, de predicatorii care au inoculat frică, care au spus că vaccinul ăsta e de la diavolul, care au spus că vaccinul ăsta ne face mutanți, ne demonizează și așa mai departe. Cum să vor dica păstorii ăștia să predice Evanghelia în continuare? Cum să vor putea ridica păstorii ăștia și să spună, nu de fapt acum, scuzați-mă, semnul fiare înseamnă altceva. Anticrist este altcineva, altceva. Cum, să, cum vor putea sta oamenii ăștia înaintea poporului? Vor sta exact cum au stat și până acum. Că mulți dintre ei au mai spus prostii de felul ăsta. Că prostii, nu e nimic altceva. Îți să absolutizezi. Au mai spus deja și au continuat să fie păstori, au continuat să predice, au continuat să fie băgați în seamă. Asta este o problemă. Și a doua problemă este desensibilizarea desensibilizarea. Și povestea asta pe care am auzit-o din când eram mici. Că unul tot se ducea și striga în sat, vine lupul, vine lupul, ieși sătănii, nu vine lupul. O mai venit dar vine lupul, vine lupul, lupu, ieși sătănii și nu vine lupul. Și odată a venit lupul și o, -o venit omul și o strigat, vine lupul, vine lupu, vine lupul vine lupu, și oamenii au zis, Aaah! nu mai prinde poanta acum. Am înțeles că nu vine niciun lup și lupul venise și a făcut ravagii între voi. Este o imagine perfectă pentru ce se întâmplă acum. Credincioșii sunt manipulați, sunt isterizați, sunt atrași în acest tăvălug al conspirațiilor, al minciunilor, al proastelor interpretări și când se va dovedi că predicatorii și păstorii n-au avut dreptate, oamenii aceștia vor fi desensibilizați. Dragii mei, sunt oameni în lumea asta care vor să ne controleze. Dar poate nu e acum momentul. Sunt oameni în lumea aceasta care vor să ne manipuleze. Dar dacă tu strigi lupul, 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 la orice prostie, când au fost carduri ai strigat lupul, când s-a dezvoltat nu știu ce tehnologie ai strigat lupul, când a fost pașaportul biometric care ai strigat lupul, când a fost nu știu ce vaccin ai strigat lupul, când lupul o să vină cu adevărat! Și dacă ar veni în toată urițenia lui, nimeni nu o să mai creadă! Pentru că noi am strigat în continuu numai la, după lupi. Când nu erau! Când nu erau! Când singurul lup care exista era în mintea mea bolnavă. Acolo era un lup, atât. Asta e despre vaccin. Vreau să ne uităm acum la. de la aceeași biserică. E foarte important să vedem cam ce se întâmplă acolo Să vedeți că nu este Ceva rar ce se întâmplă În, în adunarea asta uh, Să ne uităm uh, La O Slujbă de Crăciun Și la o slujbă de Crăciun Dumnealor s-au hotărât să uh, Să cânte un colind Ia să vedem ce colind s-au gândit ei Să cânte Sincer când vom ajunge eu o să-i cânt cântecul ăsta pentru că el a spus despre sine că e copacul cel verde <laughs> și mi spune cântecul că este cel credincios credincioșia și bunătatea lui. Nu ți să crezi. Dar, apropo, o chestie despre vaccin. Știți care. O altă problemă este că mulți predicatori sau păstori de-ai dumneavoastră care și-au arătat suspiciune despre vaccin cred aceleași lucruri pe care le cred oamenii aceștia, cum e Lazar Gog și Răzva Mihailescu, dar nu au curajul să le spună în public, în schimb le spună în discuțiile private. Asta este problema. Înțelegeți? Asta este problema. Și nu au curaj să facă lucrul acesta pentru că nu sunt nici ei siguri de ceea ce spun. Dar asta este o problemă. Acum ne întoarcem. Uh, știți care e problema din nou am vrut să și mă bucur că suntem așa de mulți acum 460 uh, am vrut să ascultați cât mai multe dintre dumneavoastră lucrul acesta. știți de ce pentru că ne uităm la ei și zic, bă, cât o brad frumos și spun că Domnul Iisus e bradul frumos și o să-i cânți în cerul lui Isus o brad frumos. Adică nu te bate puțin obrazul. Cât de gros trebuie să fie ca să spui asemenea prostie. Adică cât de jos trebuie să te fi coborât ca să spui asemenea lucruri. Cât de jos trebuie să te fi coborât. Bun, și poate pentru noi este evident că lucrul acesta este greșit. Dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este, care este diferența între ce se întâmplă la Răzvan Mihailescu în biserică și ceea ce se întâmplă în bisericile noastre unde închinarea este tot după mintea noastră. Ăsta este aspectul comun între biserica carismatică râul vieții și alte biserici evanghelice din România unde nu se cântă o brad frumos. Știți care este asemănarea? Asemănarea este că închinarea este după imaginația omului. Și l-a avut o idee, domnule. L a avut ideea de a cânta o brad frumos. Și că bradul ăla este Domnul Iisus Hristos, că el e totdeauna verde, verde și credincios. De deci ce e greșit? Dumneavoastră să spunem, păi evident că e greșit. De ce este greșit? Care este principiul pe ca, scripturistic pe care tu îl folosești ca să judeci anumite lucruri și să spui ăsta e greșit, ăsta e greșit, ăsta e greșit, ăsta e greșit, ăsta nu este greșit, ăsta nu este greșit. Care e principiul? Principiul pe care eu îl folosesc și pe care cel mai multe adunări din România nu-l au este că închinarea este reglementată de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică în închinare cântăm Cuvântul lui Dumnezeu Predicăm Cuvântul Lui Dumnezeu, ne rugăm Cuvântul Lui Dumnezeu, la cina Domnului și la uh, botez vizualizăm Cuvântul Lui Dumnezeu și am pus stop. Nu mai facem alte lucruri. Multe persoane care vin în adunare din care eu fac parte vin și spun wow ce simple sunt lucrurile. De ce? Pentru că luăm cina Domnului, citim Cuvântul Lui Dumnezeu, predicăm Cuvântul Lui Dumnezeu, cântăm Cuvântul Lui Dumnezeu și ne rugăm după Cuvântul Lui Dumnezeu și am încheiat slujba. Pentru că nicăieri în Biblie nu ne se spune să facem altceva. Iar cântările pe care le cântăm, chiar dacă sunt compuse de oameni, sunt cântări pline de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fim siguri că această închinare este după voia lui Dumnezeu, după plăcerea lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, asta este problema. Mulți dintre dumneavoastră care mă ascultați acum, aveți exact același principiu al închinării care îți va Mihailescu. Numai nu ați mers atât de departe ca el. Înțelegeți? Și de aceea eu spun că trebuie să vă reevaluați modul în care judecați închinarea. Trebuie să vă reevaluați modul în care gândiți dumneavoastră reglementarea, formarea închinării în biserica din care faceți parte. Poate sunteți lideri de tineret, poate sunteți păstori, poate sunteți uh, cei care cântați în față, la, în band sau cum li se zice, trupe de uh, uh, traumă și fraudare. Uh, nu știu, poate sunteți din te întreb pe tine, din orice trupă, grupă, bandă îi face tu parte. Pe ce principiu tu crezi că lucrul pe care tu îl faci, formațiunea aceea este una duhovnicească după cuvântul lui Dumnezeu? Pe ce principiu e hotărât asta? Ca așa vrei tu? Ca așa vrei tu? Unii zic, a, păi nu mai este acum vremea de orchestre, de fanfare, de coruri, gata, au trecut. Acum este cu banduri și cu trupe. Dar pe ce principiu? Pe ce principiu ai schimbat corurile, orchestrele și fanfarele cu banduri, trupe și grupe de laudă și închinare? Pe ce principiu? Pe principiu că așa vrem noi, așa ne place nouă acum. Dar unde sunt a Scriptură este principiul ăsta? Înțelegeți? De... Asta este motivul pentru care eu spun că principiul pe care îl are Răzvan Mihăilescu este același cu principiul pe care îl susțineți foarte mulți dintre dumneavoastră. Asta este problema. Uh... Un alt lucru Bradul e foarte, foarte interesant, să te uiți în istorie, că bradu este un simbol falic. Căutați dumneavoastră în dicționar, pentru că nu vreau să uh, nu vreau să fiu acuzat că am spus lucruri și am folosit un limbaj nepotrivit în timpul live-ului. Dar uh, bradu, în tradiție, este un simbol păgân, folosit foarte des în simboluri păgâne în religii păgâni Da? Un simbol al reînvierii, al vieții și așa mai departe. Și este o bajocură să folosești simbolul ăsta pentru a vorbi despre Domnul Isus. Este o bajocoră, este o bajocoră, nu este nimic altceva. Este o bajocoră la adresa Domnului Isus și a cerului. Să nu ai chiar nicio frână și să spui că tu când vei ajunge în cer, asta îi vei cânta tu Domnului Isus obrad frumos. Și a început să-i cânt să de pe pământ, obrad frumos. Asta ăsta este motivul pentru care v-am adus aminte de Nicolae Moldoveanu, de Traian Dorz, de Costac Ioanid, care au trăit în perioada comunistă și care au scos niște diamante în perioada aceea de suferință cruntă pe care noi astăzi ar trebui să le recităm ca poezii, să le cântăm ca cântări. Niște diamante în suferință Dumnezeu s-a descoperit, i-a călăuzit într-un mod special și -au, și -au compus niște cântări fantastice, extraordinare. Și noi ne-am coborât până acolo încât să cântăm în biserică, o brad frumos. O brad frumos, o brad frumos. Până acolo am ajuns. Atâta de jos să fi decăzut biserica în secolul 21. Atâta de jos. atât de jos încât să-L identific pe Iisus cu un simbol păgânesc. Atâta de jos, jos să fi decăzut încât să spui că încerc, în cer când vei fi proslăvit. Asta e cântarea. Cântarea cea mai bună pe care ai găsit-o tu. O fost obărat frumos. Asta o să cânți Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți, oamenii aceștia au ajuns să spună prostiile astea, aberațiile acestea. O, au ajuns să-L ofenseze în halul ăsta pe Hristos. Pentru că încearcă să dea semnificație unor slujbe făcute după mintea omului. Făcute după mintea omului. Și atunci la asta s-a ajunge. La asta s-a ajunge. Uh, mai, oare nu mai avem nimic frumos spus despre Domnul Iisus Hristos? Decât să spune că el e ca un brad? Nu există nicio metaforă în scriptură, nicio figură de stil. Nu există niciun text, nimic care să vorbească frumos, extraordinar, fabulos despre Domnul Isus Hristos, încât a, cu atât a rămas cu un brad. Și să spunem, Isus este ca un brad frumos. Și hai să cântăm o brad frumos. Ce trist, dragii mei. Sunt niște scene în Sfânta Scriptură în care Isus este descris absolut fabulos. Dacă te-ai apucat să sape acolo, la fi un diamant pe orice parte, la întoarce, găsești alte fe fețe, alte fețe, -fe alte fețe. O bogăție. O bogăție fascinant. Și noi ne apucăm să cântăm că Isus e ca un brad. Nu noi. Vorbesc despre oamenii aceștia care au făcut lucrul acesta. Bun. Și ultima, cea mai cea mai grozavă chestiune pe care am văzut-o de la biserica asta este următoarea. Hai să o ascultăm. Asta este fabuloasă. Deci fabuloasă. Este cireașa de pe tot. Ne luăm guvernele, ne luăm orașele, ne luăm străzile, ne luăm stadioanele ca numele Isus să fie Înălța și grufeac. Doamne, și îți mulțumesc pentru acel. Domnul mi-a dat un arsenal de luptă, să știți. Folosesc acum acest arsenal de luptă cu rachete de rază medie și lungă de, și de acțiune. Și trimit peste toate. Ridicați mâinile. trimite și urmăriți. Și decretez peste toate cuiburile demonice care sunt împotriva Domnului. Decretez și eliberez rachete cu rază medie și lungă de acțiune. R. Toată planeta este schimbată în numele Isus! Oh, man! Deci când am ascultat prima dată, vă mărturisesc când am ascultat prima dată clipul ăsta special nu m-am așteptat la faza cu brrr Hai, la faza aia nu m-am așteptat am râs vreo 2-3 minute, am transpirat dar parcă aș fi fost la 60 de grade sau aș fi fost la ora 12 vara pe 40 de grade la sapă. Deci am transpirat, în 3 minute am transpirat complet, pur și simplu. Atât am râs. Am văzut scena aia cu brrr. Da, deci asta se întâmplă la biserica râul vieții. Să vă imaginați. O biserică care e implicată online pe internet, o biserică care este recomandată și ascultată de unii din cei care mă urmăresc și pe mine pe Facebook. Și asta e motivul pentru care vorbesc despre asta. Această biserică este o sectă. Este o sectă. Nu am nicio teamă să spun lucrul acesta pentru că oamenii aceștia nu au niciun fel de frână. Deci, tot ce le vine în minte, tot ce visează, tot ce le debitează imaginația, îi dau public în adunare. Bun. Dumnealui, foarte interesant unii zic, domnule, dar ce e rău cu proclamarea? Ce e rău cu proclamarea? Că zici acolo în Biblie să spui lui acestea să mute și așa mai departe. Uitați ce spune la început. Ia spune. De luăm guvernele, de luăm, luăm orașele, de luăm străzile, de luăm stadioanele, stadioanele. Ca numele Iisus să fie înălțat și grufeac. Doamne. Bun. O zis că ne luăm străzile, stadioanele, guvernele și tot. Le-au luat? Unde sunt? Salii noastre? Cui? A cui? Le-a luat cine? Biserica? Râul vieții? Râsul vieții? râul vieții? Ce Cine le-a luat? Unde sunt? Stadioanele, guvernele, străzile. Cine le-a luat? Unde? Deci ei au decretat asta. Că au zis, că decretează. Au decretat asta. Unde s-a împlinit decretul? Insist asupra acestui lucru, pentru că ideea asta de decretare și de proclamare și de vocalizare a ceea ce e în mintea ta, da mă, mi-ar place mie ca guvernele să fie dominate de creștini, ca stadioanele să fie dominate de creștini, să fie numai creștini, numai întâlniri creștine, mi-ar plăcea mie lucrul ăsta. Ideea asta de a decreta, de a proclama, bazată pe o interpretare complet eronată a textului în care Domnul Iisus spune dacă vei spune muntele lui acestea, mută-te de aici în mare și ai o credință că tu greunte de moștar, se va face așa, se va muta. Bun, dar cine a mutat vreodată vreun munte? Nu e clar că Domnul Iisus vorbește metaforic? Și că Domnul Iisus vorbește acolo în, în context despre credință în promisiunile lui Dumnezeu? Nu că trebuie să te apuci de proclamat? Pentru că dacă acela era un text doctrinar și Domnul Iisus Hristos vroia să ne învețe să vizualizăm cum ar fi ca muntele ăsta să fie mare, cred că ar fi interesant să fie muntele ăsta, să mai fie munte, ci să fie o insulă mare, ar fi foarte interesant. Hai să-l mut! Dacă Domnul ăsta s-ar fi referit, ai fi văzut pe apostol făcând lucrul acesta, învățându-ne în lucrul acesta, explicându-ne lucrul acesta. Dar un pasaj apare o singură dată și trebuie interpretat în context, pentru că el nu se referă la proclamare. Și din la faptul că noi suntem mici Dumnezei și că avem autoritate de la Dumnezeu, ca să proclamăm și să aducem în ființă și în existență lucruri ca Dumnezeu. Deci nu ne învață nicăieri Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Nicăieri. Nicăieri. Plus, un, un, unde ne spune nouă Biblia să ne luăm înapoi orașele? Să ne luăm orașele, să ne luăm străzile, să ne luăm stadioanele. Nu asta e metoda biblică de a cuceri lumea asta. Sigur, lumea trebuie cucerită. Dar Lumea trebuie cucerită prin Evanghelie, trebuie cucerită prin efort misionar, trebuie cucerită prin rugăciune, trebuie cucerită printr-o viață și o mărturie curată înaintea oamenilor. Metodele prin care putem cuceri lumea sunt lăsate foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Omul ăsta nu a decretat nimic, să fie foarte clar, că a decretat el împotriva tuturor cuiburilor de demoni să se spargă și să dispară și așa mai departe. Omul ăsta n-a decretat absolut nimic. N-a decretat absolut nimic, nu s-a întâmplat absolut nimic, Asta este aroganță și mândrie spirituală. Am făcut comentariile acestea pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți sau faceți parte din biserici. Din biserici în care se folosește limbajul acesta. De a proclama. De a lua promisiunea lui Dumnezeu și pe baza credinței să rostești. În unele din bisericile dumneavoastră nu s-a ajuns la tipul ăsta ridicol de proclamare, da? sau din astea. Nu s-a ajuns încă la asta. Nu s-a ajuns la asta. Ceva ce este penibil, jenant, ridicol. Nu s-a ajuns încă la asta. Dar este aceeași teologie în spate. Oameni care cred ca și omul acesta în proclamări. Oameni care cred ca și omul acesta în rostiri care aduc în ființă, care aduc viață. În biserici evanghelici din România au fost situații. Eu cunosc personal cel puțin două cazuri în care au murit frați și-au stat în adunare și-au proclamat ca să învieze mortul. Și în niciun caz n-a înviat. În niciun caz n-a înviat. Nu, știu, trei cazuri. În niciun caz n-a înviat. Asta este problema. Trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în bisericile dumneavoastră. Să fiți foarte atenți la limbajul folosit. Să fiți foarte atenți la felul care este interpretată în scriptura. Pentru că, ca și oamenii care sunt acum la râul vieții, am văzut niște videouri la niște conferințe, cei drept că nu întotdeauna e la fel, era plin acolo de oameni. Era plin de oameni. Din păcate. Este o tragedie asta. Ca oameni din bisericile evanghelice, care au plecat de la moarte spirituală din unele biserici uh, evanghelice și s-au dus de la comă spirituală, s-au dus la o nebunie completă. La o nebunie completă. Uh, acestea fiind spuse, dragii mei, vă mulțumesc tuturor care ați avut timpul, răbdarea ca să ascultați tot ce am avut de spus. Eu sper să fi beneficiat de ceea ce am spus. Scopul meu întotdeauna este să vă încurajez să gândiți, să analizați, să judecați, să cercetați și din clipul ăsta pe care l-ați ascultat acum să luați doar ceea ce este bun. Dacă sunteți în asentiment cu mine, poate nu sunteți de acord cu tot ce am spus eu, dar per total sunteți de acord cu mine, luați live-ul ăsta, și dați-l de stânga și dreapta, împrăștiați-l, uh, pentru că cred eu că este important să uh, împreună să avertizăm cât mai mulți oameni de pericole care le există. Pentru că există pericole. Sunt oameni slabi, dragii mei, care sunt atrași de mișcările astea, din păcate. Și unii dintre ei, probabil că dacă ar asculta un clip ca acesta, în care am mai râs, ne-am mai simțit bine dar în care am analizat biblic ce se întâmplă acolo, probabil că ar fi feriți să ajungă acolo. Da? Vreau să mulțumesc foarte pe scurt celor care ne-au donat în seara asta. Strong Foundation, mulțumim tare mult pentru sprijin, este, este binevenit. Și Grand, Green Desert, oh, Green Desert, interesant nume. Și acum am mai văzut de la cineva, Um, Franco. Da, mulțumim tare mult pentru sprijinul vostru, pentru ajutorul vostru, este necesar și bine venit. Cu ajutorul Domnului am perioada asta pregătit, pregătite mai multe apologii în care vom analiza anumite clipuri. Va fi în premieră, probabil mâine răspui mâine, nu știu exact, va fi în premieră o analiză a unui clip uh, care nu este din mediul nostru religios, dar unor oameni care vorbesc despre Dumnezeu, despre biserică, despre religie din perspectiva, din câte am înțeles eu, a unor agnostici sau atei. Sper să vă găsesc cu bine, să fiți pe fază, cred că veți fi zidiți de ceea ce voi spune acolo. Mulțumim, Spanache Daniel și ție pentru super tău, Dumnezeu să te binecuvânteze și Johnny Cornell. Mulțumesc tare mult! Da, printre alte, Vreau să vă mulțumesc tuturor acelor, profit de momentul acesta pentru că sunteți aici, tuturor acelor care ați răspuns, um, stringere de fonduri despre care am vorbit pe 1 decembrie, au fost vreo 5-6 zile în care am vorbit despre stringere de fonduri. Acum voi face un clip special în care vă voi arăta tot ce am cumpărat. Acum sunt cu toată aparatura instalată, cu obiectivele cumpărate, totul, totul, totul este instalat, mai este o achiziție de lumină pe care vreau să o fac uh, curând. În rest, totul este pus la punct, mi-am schimbat aparatura. Aparatura veche am dat-o la un preț modic unui alt frate care și el se ocupă cu ceva asemănător, este un păstor și într-un fel voi m-ați ajutat pe mine, eu am putut să ajut pe el și pe alte persoane cu ce mi-a rămas de la vechea, să zic așa, instalație și nu puteam să fac lucrul ăsta fără voi. Deci lucrul este foarte clar, eu sunt mulțumitor pentru că Uh, cred că donațiile voastre au fost făcute pentru că ați beneficiat de ceea ce v-am oferit pe canalul acesta de uh, YouTube Și într-adevăr, recunosc, nu era absolut nicio posibilitate ca eu să iau din finanțele mele toate lucrurile acestea da. Pentru mine este o încurajare uh, Știți, eu nu fac presiuni aici pe canalul ăsta de YouTube pentru lucrul ăsta Dar din când în când, uh, dacă este vreo nevoie, uh, vă spun care este Pentru mine... Eu am mers pe un, pe principiu enunțat de Paul Washer. Paul Washer zicea că Dumnezeu își sprijină lucrările lui. Arăți lucrarea, atât ai treaba ta. Arăți lucrarea, uite, asta e lucrarea mea. Dacă cine vrea, vrea să susțină bine. Dacă nu, sănătate bună, nu este niciun fel de problemă. Dacă oamenii susțin, înseamnă că mergem înainte. Dacă oamenii nu susțin, înseamnă că Dumnezeu zice, băi, cam atât ai plapna. Liniștește, stai cu minte, îi bine așa cum este acum, nu e niciun fel de problemă. Acestea fiind spuse, Dumnezeu să vă binecuvânteze dacă Dumnezeu ne dă sănătate și înțelepciune și timp și energie vom continua ceea ce facem pentru slava lui Dumnezeu și pentru a vă ajuta să fiți niște creștini cu discernământ. Niște creștini cu discernământ. La revedere!